Casele de marcat automate self-service, odată considerate un simbol al eficienței moderne și al independenței clienților, au devenit un nou teren fertil pentru furturile în magazine. Mai mult de jumătate dintre cumpărătorii din generația Z preferă liniile de self-checkout și chiar ar schimba magazinul preferat pentru comoditatea oferită de aceste case de marcat. Totuși, această preferință nu se datorează neapărat independenței sau introvertirii. Surprinzător, o treime dintre tinerii cumpărători au recunoscut că fură în timp ce utilizează casele de marcat self-service. Un sondaj recent care a inclus 2000 de americani a dezvăluit că aproape jumătate din respondenții din generația Z au spus că fură cel mai scump articol din coșul lor, în timp ce doar 37% au declarat că ar fura doar necesități. Unii tineri consideră acest comportament ca fiind o formă de răzbunare. Această mentalitate reflectă un trend mai larg peste jumătate din tinerii generației Z, având sentimente negative față de capitalism. Nu cred că furtul de la corporații mari este imoral, deoarece detrage de la sisteme care exploatează lucrătorii și resursele pentru câștig economic, a spus un tânăr de 19 ani. Cu toate acestea, în timp ce marile lanțuri de retail încearcă să atragă generația mai tânără a cărei cheltuială, dacă se decide să cheltuie, are un impact semnificativ. Introducerea stațiilor de self-checkout ar putea reprezenta un risc financiar, relatează playtech.ro.